Actualul primar din Gura Vadului, dar și fostul edil au fost săltați alături de funcționarea care a închis ochii la neregulile de la ferma Dacilor, pensiunea în care 8 oameni au murit în incendiul izbucnit în a doua zi de Crăciun. La această oră, cei 3 angajați ai primăriei sunt audiați în dosarul de abuz în serviciu. Mergem la corespondentul nostru, Cristi Georgescu, cel care urmărește această anchetă. Cristi, te ascultăm! Bun găsit, primarul comunei Gura Vadului, Nicolae Marius Sora, a fost adus cu mandat aici, la sediul parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, pentru audieri în dosarul ferma Dacilor, alături de acesta, așa cum ai menționat, și Laura Luiza Angelină, funcționar public din cadrul primăriei, dar și fostul primar Constantin Lungu. Cei 3 dau declarații cu privire la partea de ordin administrativ a pensiunii din satul Tohani, care a ars a doua zi de Crăciun. Sunt suspiciuni care facă referire la faptul că cei 3 ar fi acceptat ca activitatea complexului turistic să funcționeze mai mult de 10 ani fără avizele necesare, iar autoritățile nu au luat în seamă acest lucru. Reprezentanții fermei Dacilor s-ar fi pus în legalitate în baza legii pe o situație legislativă, în ideea în care toate construcțiile după 2001, dar mai vechi de 3 ani, pot intra în legalitate făcând un raport de expertiză și, bineînțeles, eliberarea unui certificat de edificare a construcției. Au intrat astfel în legalitate în 2020. S-a făcut un plan urbanistic zonal, iar terenul respectiv a intrat în intravilan, în baza acelui poz, iar ulterior au intrat în legalitate în baza acestor documente. Rămâne acum de văzut, în urma audierilor, dacă vor fi luate măsuri preventive față de aceștia. Cristi, mulțumesc pentru aceste informații.